avem noi astăzi. După mare explozie, imaginați-vă un munte întreg să se ridice în aer și să cadă iarăși în apă, în adânc, da? De asta spun explozie, a fost o explozie, nu o erupție vulcanică. S-au scufundat la o adâncime de mai bine de 400 de metri, formându-se așa cea mai mare calderă din lume. Caldera înseamnă căldare, din spaniolă, cred, tradusă, da? Una căldare găleată, rotundă, după forma care are, dacă vedeți, apa aceasta mare de jur împrejurul insulei este rotundă și înseamnă caldera. Astăzi este cea mai mare calderă din lume, cu adâncime de peste 400 de metri, da? Știți să notați bine? Aici vă las să faceți baie. 400 de metri adâncime. Bineînțeles că apa este foarte, foarte rece, da? Deci, după acea mare explozie și după ce s-a format insula așa, primii locuitori care au reapărut pe insulă, da, au fost dorienii.